Pentru administrația locală a Comunei Valea Mare Pravăț, începutul de an a debutat cu o serie de investiții ce se vor derula în localitate. Au fost obținuți bani pentru construirea a două poduri în satul Gura Pravăț, pentru extinderea a 10 km de canalizare și a fost întocmită documentația pentru introducerea rețelei de gaze. Am încheiat cu Ministerul Dezvoltării două contracte pentru podurile de la Gura Pravăț, punctul Bălășiu și punctul Costică Fieraru. Avem în aplicație încărcată documentația pentru cei 10 km de canalizare. Sperăm, așteptăm notificările de la minister dacă trebuie să mai trimitem ceva și după aceea urmează încheierea contractului. Cu siguranță podurile și noi sperăm și canalizarea, lucrarea să înceapă anul acesta. Astea sunt proiectele, să spunem, mari, podurile aproximativ 30 de miliarde și 143 e canalizarea, plus ce va veni cofinanțarea din partea primăriei. Proiecte pe PNRR? N-am depus proiecte pe PNRR. Avem în lucru și rețeaua de gaze. Am primit vești de la Transgaz, s-a aprobat bugetul pentru stație. Știm noi, conform legii, stația SRM-ul, cum se spune, va fi construită pe... finanțată. Finanțarea se va asigura de către Transgaz și bănuiesc că urmează cât de curând să fie scoasă la licitație. Rețeaua asta de gaze, cred că e o poveste de vreo 10 ani. Se va începe anul ăsta ceva? Cred că e mai de mult. Nu, de 10 ani, de când tot se zice de fiecare dată, uite, avem banii, dar nu avem cu ce să o facem. Da, știm că până prin 2019, dacă țin eu minte bine, lucrarea pentru înființarea unei rețele de gaze, licitația se făcea de către guvern. De prin toamna lui 2019 s-a schimbat legislația și a dat posibilitatea primăriilor să facă procedurile respective. Să știți că Transgazul, eu sunt foarte mulțumit. A mers foarte, foarte rapid. Avem un pic probleme cu cei care au câștigat concesiunea rețelei, care se mișcă, din punctul meu de vedere, foarte încet în ceea ce privește obținerea vizelor. Noi am ajutat cât am putut, chiar am obținut noi de la CFR un aviz destul de greu și l-am obținut. Acum așteptăm ca și cei de la firma respectivă să meargă mai cu viteză, dacă putem spune așa. În agenda de lucru a primarului se află și modernizarea de șanțuri în satele Bilcești și Șelari, precum și obținerea de fonduri pentru amplasarea mai multor panouri solare. De 3 zile, pompierii argeșeni desfășoară ample acțiuni de căutare a bărbatului care a fost luat de apele învolburate ale pârâului Valea Iașului din Curtea de Argeș. Eforturile de căutare au fost fără succes, trupul bărbatului luat de viitură în cursul serii de vineri este de negăsit. În continuare, salvatorii fac eforturi pentru a-l găsi pe bărbatul care s-a dezechilibrat și a căzut de pe un pod improvizat. Echipele de salvatori militari au căutat terestru, au cercetat malul pârâului, ba chiar au lansat două bărci în speranța că vor avea succes.
Pentru a putea cere liberarea condiționată, Cristian Cioacă ar fi trebuit să execute 4.566 de zile de pedeapsă. În schimb, acesta este după gratii de 3.130 de zile, însă a mai câștigat multe zile de libertate pentru că a lucrat 685 de zile în penitenciar, dar și prin recurs compensatoriu. Adică prin faptul că în penitenciar nu există condițiile impuse de normele Uniunii Europene și astfel persoanele pot câștiga alte zile de libertate. Cristian Cioacă a fost condamnat în 2014 la 15 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru lovituri cauzatoare de moarte asupra soției Elodie Ghinescu. Magistrații judecătoriei Pitești au respins cererea prin care Cristian Cioacă dorea să fie eliberat condiționat. Acesta ar putea reveni cu o nouă cerere în luna mai a acestui an. Întrucât întrunește toate condițiile cerute de lege pentru liberarea condiționată, eu mă aștept doar la o soluție de admitere. După cum ați observat din dezbateri, referatele întocmite de către administrația penitenciară sunt toate excepționale. Singura motivație pentru amânarea de 4 luni consta în aceea că fapta a fost deosebit de gravă. Ori aici avem în România diferențe esențiale în modul de interpretare, respectiv noi spunem că gravitatea faptei a avut în vedere de judecător la judecata inițială, când s-a stabilit pedeapsa. Deci, din punctul meu de vedere, acest motiv nu există. Probabil că, datorită impactului public, s-a dorit o amânare de conjunctură. Nu am nicio explicație legală pentru acest criteriu de amânare. Ați depus un înscris cu privire la o angajare. Da, are dreptul să se angajeze. Una din cerințele pentru eliberarea condiționată este să dovedești că vei fi bine integrat în societate. Nu cred că vreun cetățean al țării are vreun dubiu că domnul Cristian Cioacă nu se va integra corespunzător în societate. A avut un comportament ireproșabil în toată perioada de executare a pedepsei. A fost un model pentru toți deținuții. A participat activ la activitatea din penitenciar, a sprijinit cadrele în relaționarea cu deținuții. Avocata Elodie Ghinescu a dispărut fără urmă în august 2007. Condamnarea fostului polițist a fost dată în contextul în care acesta nu și-a recunoscut niciodată fapta, iar cadavrul femeii nu a fost găsit până acum. Cazul lui Cristian Cioacă și al soției sale, avocata Elodie Ghinescu, a fost în urmă cu 16 ani unul dintre cele mai mediatizate din istoria României post-decembriste. În duminica a 32-a după Rusalii, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la mănăstirea argeșeană Sfântul Ioan Botezătorul Antonești din comuna Corbeni. Ierarhul argeșean a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Lumea aceasta pe care a zidit-o dreapta ta și o desăvârșiște pe ea. Al puterilor, caută din cer și vir și cercetează lumea aceasta pe care a zidit-o dreapta ta și o desăvârșește pre ea. Sfinte Dumnezeu! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În cuvântul rostit cu această ocazie, chiriarhul eparhiei a vorbit despre transformarea radicală a vameșului Zaheu, care a renunțat la trecutul păcătos pentru a începe o viață nouă împreună cu Isus. Este o mare bucurie că în Sfânta Evanghelie de azi a binecuvântat Domnul Dumnezeu să fie și acest episod atât de minunat cu Zaheu vameșul, cel numit cu numele de data aceasta, acest candidat, am putea spune, la fericirea veșnică, pentru că, în primul rând, l-a mustrat conștiința și, sigur, l-a mustrat conștiința foarte bine, că el a mărturisit la venirea lui Iisus în Erihon, a mărturisit cu Iisus Hristos, Domnul Dumnezeu, duhovnic cu tuturor duhovnicilor din lume. A mărturisit greșelile lui și a primit binecuvântarea, casa lui întreagă de data aceasta,
după ce a făcut un calcul matematic foarte serios acest Vameș, acest șef a Vameșului, cum se spune, care se vede cu averea lui foarte mare, n-a făcut-o că era un nepriceput, că a și greșit și a întins mâinile pe unde nu trebuia, dar a reparat această stare de lucru și s-a împăcat cu sine, s-a împăcat cu oamenii pe care i-a jefuit, să spunem, și s-a împăcat cu Dumnezeu, care așteaptă mântuirea păcătosului, îndreptarea lui. Și că avem această icoană superbă, bucuria întoarcerii, bucuria fericirii, bucuria de a avea pacea în suflet. Atunci când ai pacea în suflet, o ai cu sufletul tău, ai pacea cu aproapele tău și mai ales pacea cu Domnul Dumnezeu, care a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, cum suntem noi toți. Mănăstirea cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din comuna Corbeni a fost construită pe un teren donat în anul 1943 de Gheorghe Erbașu. Lucrările au rămas nefinalizate, biserica fiind folosită mult timp ca staul pentru oile localnicilor. După anul 1989, la inițiativa înalt preasfințitului arhiepiscop Calinic, au început lucrările de reconstruire, care au fost terminate în anul 2004, mănăstirea fiind sfințită în data de 24 iunie, în ziua de cinstire a nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Lângă biserică s-a ridicat în perioada 2000-2004 un corp de chilii la baza căruia s-a amenajat paraclisul închinat Sfântului și dreptului Iov. La finalul săptămânii trecute, în organizarea clubului LPS Pitești, s-a desfășurat cel de-al treilea turneu din cadrul campionatului național de mini-volei feminin. Echipa CS Mușcel, compusă din debutante, a avut evoluții surprinzător de bune, impunându-se în două din cele trei jocuri disputate. Însuși, profesorul Adrian Mihailă s-a arătat plăcut surprins de progresul arătat în joc de micuțele voleibaliste, știut fiind faptul că tehnicianul mușcelean impune un standard de pregătire înalt și le cere sportivelor concentrare maximă în joc. Am obținut o victorie foarte importantă în fața clubului Extrem Pitești, o echipă cu mai mare experiență decât fetele noastre, dar la acest meci am avut o mobilizare exemplară a micuților noastre voleibaliste și au putut să ducă un joc foarte greu până la capăt, obținând victoria în setul 4, fiind scorul 28-26. După cum vă spuneam și înainte de acest turneu, am urmărit foarte atent evoluția fetelor și s-a confirmat ceea ce vă spuneam, progresul lor, concretizându-se și în cele două victorii pe care le-am reportat la acest turneu. La clasamentul general suntem situați deocamdată pe locul 2, chiar cu șanse de calificare la turneul semifinal. Înaintea turneului pe care Clubul Câmpul Lungean îl va organiza în luna februarie, CS Mușcel a acumulat o zestre de 12 puncte, performanță pe care nimeni nu o anticipa, ținând cont de lipsa de experiență a micuțelor sportive pregătite de profesorul Adrian Mihailă. Obiectivul acestei echipe rămâne acela de a pregăti viitorul, majoritatea dintre aceste fete urmând să facă pasul în anii următori la echipele de speranțe, respectiv de cadete.
La liceul cu program sportiv din Câmpul Lung s-a desfășurat în weekendul care a trecut a doua activitate din cele patru din cadrul proiectului județean Primii Pași în Atletism, Cupa Unirii. La start au fost prezenți 98 de elevi din 15 școli din județul Argeș. Concursul a constat în probe ce au vizat testarea calităților motrice. Viteză 60 de metri plat pentru fete și băieți la gimnaziu și 50 de metri plat pentru fete și băieți la clasa a 3-a și a 4-a. Săritura în lungime cu elan și de pe loc cu 3 încercări, luându-se în considerare cea mai bună săritură. Scopul concursului și al proiectului este promovarea sportului în rândul elevilor din ciclul primar și gimnazial, dar și depistarea elevilor cu aptitudini fizice într-un sistem organizat prin competiție. Elevii care au avut cele mai bune rezultate au fost premiați la festivitatea ce a avut loc în urma desfășurării probelor sportive. Profesorii coordonatori Crinuța Toma, Gheorghe Ivan, Daniela Leocă și Daniela Păciuianu au avut grijă ca activitatea să se desfășoare într-un cadru organizat și plăcut, creând copiilor ocazia de a-și manifesta aptitudinile și calitățile lor prin supunerea la anumite probe sportive pentru începători. Până în prezent, proiectul a înregistrat succes, profesorii de atletism din cadrul liceului reușind să descopere mici talente cu potențial pentru practicarea sportului de performanță. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung a fost gazda acestui eveniment, punând la dispoziție bazele materiale necesare organizării unui astfel de concurs, iar profesorii antrenori din liceu au contribuit la desfășurarea acestuia și la evaluarea corectă a participanților. În etapa a 22-a din Superliga, CS Mioveni s-a impus în fața Găzărilor de la Petrolul Ploiești prin golul marcat de Bogdan Rusu în minutul 10. E prima victorie de acasă în actualul sezon, una extrem de importantă în lupta pentru menținerea în primul eșalon. Gazdele au fost determinate și s-au impus meritat în disputa cu o echipă care a crezut că simpla prezență îi va aduce un rezultat pozitiv. E doar primul examen al jucătorilor argeșeni, însă sunt create premisele unui parcurs care să le ofere șansa de a lupta până la capăt pentru îndeplinirea obiectivului. Știam că vom avea o partidă foarte grea, cum vor fi toate de aici încolo. Am început foarte bine jocul, am reușit să marcăm, am reușit să avem o posesie bună, să ne mai creăm câteva oportunități de a marca. Nu le-am dat, eu știu, foarte multe șanse în prima repriză celor de la Petrolul. Am reușit să dominăm prima repriză. A doua repriză, la fel, am fost o echipă agresivă, dar nu am mai făcut, eu știu, acel pressing sus de multe ori cum am făcut în prima repriză. Am stat mai mult în treimea medie, unde acolo am reușit să fim agresivi când au băgat mingea acolo, să recuperăm mingii, să mergem pe contraatac, unde ne-am creat și a doua repriză câteva oportunități. Într-adevăr, am făcut
și pasul puțin înapoi, dar este normal, avem nevoie de rezultate și chiar dacă nu le-am cerut asta băieților, dar mă așteptam la acest lucru pentru că conduceam 1-0 și era foarte important să câștigăm. Îi felicit pe băieți pentru că au luptat pentru a câștiga cele 3 puncte. Am arătat ca o echipă din punctul meu de vedere ceea ce le-am cerut din ziua în care am venit și sper în continuare să facem lucruri bune la Mioveni. CS Mioveni ocupă în continuare locul al 16-lea în ierarhie, cu 12 puncte acumulate și va juca în următoarea etapă pe terenul celor de la UTA Arad.